Și o să-mi fac sediu de campanie electorală chiar aici. Aici? Exact. Ca să pot să dau replica lui Van Damme imediat ce mă atacă. Doar le fac un semn ziariștilor să vină și la mine aici și gata, l-am terminat. Nu că e super ideea. Da, e super. Cât o să plătești chirie? Păgoșă, bă, tu ești idiot. Nu ajunge că plătesc deja o grămadă de bani aici în casă? Da, dar banii pe care îi plătești o grămadă aici în casă sunt pentru întreținere. Banii pentru sediul de campanie sunt cu totul altceva. Tu crezi că eu nu știu că statul dă bani pentru chiria sediilor de campanie? Wow, asta înseamnă că o să faci și noi afaceri cu statul. Deci o să-i trebuie rândul băieților deștepți. O să ne îmbogățim. Eu zic să fie o chirie de vreo 10.000 de euro pe lună, de căciulă. Da. Și în plus încă vreo 5.000 pentru diranj. Da, că ce o să fie acilea de lume, pui, ca la Gara de Nord, de... Bă, voi sunteți nebuni! E adevărat că statul dă bani de campanie, dar pe facturi! Ori voi n-aveți facturi! Asta înseamnă că cerești pagă! Aud, Chiorete, cumva tu vrei să iei pagă? Nu vreau, mă. Eu nu vreau nimic ca nicuții. Eu nu vreau. Da, eu vreau, că pe mine mă doare la bașcă să mă înregistrezi. Că eu sunt nebun cu acte în regulă. Mie n-au ce să-mi facă. Mă, Bogoșică, cu tine am alte planuri. Pe tine te bag în... Ia vezi! În înalta societate, deșteptule, ce credeai că zic? Da? Păi da. Cum? Tu o să duci corespondența prezidențială la toți barosanii și toți bancherii, mă. Om te fac! A, vreau și eu să fiu om! Cam greu, mărlane, să devin un porc om. Dar mă rog! De ce ar trebui noi să suportăm pe capul nostru ormălaia asta facile? Pentru că vreți să deveniți miniștri. Și pentru asta trebuie să vă obișnuiți ca să vă întâlniți cu oamenii și să vă prefaceți că le ascultați păsurile, bă! Eu vreau să mă întâlnesc cu lumea, mai ales cu lumea de sex feminin. Plus că cineva trebuie să se ocupe și de secretariat, ce naiba! Eu mă ocup, eu! O să-mi trag o super secretară! O să ne tragem! Zi, iute, bă, Van Damme, că mă așteaptă o misiune urgentă. Care-i treaba? Chiorete, la sfârșit de săptămână organizez un meeting electoral în piața universității. Și vreau să te ocup personal de securitatea meetingului. Să-mi se creeze haos pe acolo. Știi și tu, pe lumea asta sunt o grămadă de sabotori. Cu unii dintre ei chiar șezi în locuință. Ok, ai autorizație? Chiorete, autorizația o dă primarul, mă. Adică eu? Băi, nenică, la mine legea e lege. Până nu văz autorizația semnată de primar, nu ședem de vorbă. Trăiți? Bravo, mă, Chiorete! Aici este CV-ul meu. Da? Nu prea... Nu prea văd bine fără ochelari. Da. Doctor. Infecții știi să faci? Asta, injecții știi să faci? Sunt doctor în drept. Dar în dreptul? Și dacă mă doare stângul, ce fac? Cine m-a fi pus să vin aici? Păi ce anunțul am dat eu anunț? Dacă nu știi citești, am zis clar, vreau femeie bună. Ia-ți cucuricul aici și... Și du-te, domnișoare, am zis, vreau femeie bună! Bun! Bună ziua! Bună să-ți fie inima asta! Și mie vederea asta! Ah, da, luați loc toate trei! Și dumneavoastră! Ha, ha, bună ăsta! Bună cu CV-ul ăsta al matalei! Bună! Poftim? E bine, e beton, adică mă refer că e deosebit, nu e studii mamane, nu? Știți, eu n-am mai făcut... Au? E virgină! Da, asta e, o sacrific, că trebuie să fie cineva primul. Stai liniștită, domnișoară, să rezolvă, de dumneata o să mă ocup eu. Da? Da, în câteva luni o să fii expertă. Ce tragi, Damiazi? Uite, băi, ăștia ai dracu, a uitat coșul cu mâncare afară să-l mănânce câinii. Bă, ce ai încalați!
jos! Pupăză! Mărlane! Veniți încoacă vă găsește dracii! Bă, veniți că nebunesc! Călete! Sper că ai motiv serios să ne scoali din somn, că dacă nu, te tai de la fondurile prezidențiale. Alu, cine e copilul ăsta? Alu, papa, dar dracu, vezi că e urât ca ea? Atică! A, ne-a trimis mama și-o cuniță. Retractez tot ce a spus, Gogule. E un copil viu! Exact! La el făcea referință, fomistule! Al cui e? Cine? Copilul! Care copil? Asta! A, e... Al cui? Păi tu l-ai adus, de ce nu trebuie pe noi? Cum să l-aduc eu, bă? Te-am adus pe tine din dormitor? Nu tu, mă, ăsta! Eu te-am adus, bă, nu ăsta! Ce uiți de la mlopul la gură? Nu pe mine, mă, copilul! Care copil? Să-ți revii puțin! Ăsta! Și nu eu l-am adus, pupăză! M-am împiedicat de trânsul acilea la noi în pragul vilii. Dar lui cine e copilul, că nebunesc? Ți l-o fi lăsat o amintire, vreo fufă de naibă, care a încercat-o ca secretară, Mărlane. N-are cum. N-are cum, că un copil se naște după 9 luni, deci trebuie să-l aduc în septembrie. Mai bine îl punem noi la loc, pe prag, că poate... Poate l-a pierdut cineva și aduce aminte să întoarce după el și... Ia, opa! Ce v-a zis, mă? Măsa, l-a uitat și a lăsat bine că l-a uitat aceea, ca să știm să nu... Stai, mă, aceea un pic să vezi ce zice băta. Mă... Burtă ce ești, rută ce ești, ai profitat de mine până mai, până m-ai văzut în patul tău, ai profitat de mine până m-ai văzut în patul tău, dacă nu vrei să-mi dai bani, dacă nu vrei să-mi dai bani, să-ți cresc copilul, te las să te speli cu el pe cap. E clar, mă, e săpun, nu-i copil. Deci, foarte interesant cazul. Din bilețele reiese că Tasu e o brută. Și cine-i brută în casa asta, aud? Eu sunt... Dar de ce să fiu eu? Că eu te cerce biletul. Că Tasu n-a vrut să-i dea bani să crească copilul. Păi dacă era al meu, eu îi spuneam că nu pot să-i dau bani din cauza că n-am, bă. Dar ăsta nu vrea să-i dea, deci e chitră. Și cine-i chitră în casa asta? Ia, mă, subțire, bă, insinuantule! Uite că femeia spune că... Că bruta... A atras-o în patul lui. Ori eu nu am patul meu, mă, în casa asta, pentru că eu dorm cu tine și cu tine în pat. Știam eu de ce e aglomerație. E, cine doarme singur în casa asta? E? Nu? Băi, încetați odată cu... Mai încet că sperii să punu. Încetați odată cu tâmpenia asta, că dacă aude mă uica că eu am copil de un flor, mă omoră nevinovat. Da. Dar trebuie să recunoști că ești pe lista de suspeți. Da, cred că da, și tu ești. Că știi foarte bine că ai mai fost acuzat că ai avut copil din flori. Ți-aduce aminte de Crăciun cu jucăriile? Deci în limbaj polițienesc asta se spune că ai creat un precedent. Deci foarte bine poate să fie și copilul tău. Bă, tu vrei să mă dă șparți de șofica că te găsești de dracii? Azi mai fomentul o singură dată ca în copil din flori că te joacă picioare. Ce flori, bă, că stabiloasea amaro? Păi, mai terminați odată că poate aude presa că avem copil. Lasă că aflăm noi cine-i Tasu. Auzi, Chiorete, demarezi ancheta. Da, dar prima dată eu zic că trebuie să o găsim pe Măsa și să ia să-l ducă acasă.
că mie îmi pare că ăsta micu are nevoie mai degrabă de... De silicoane? Taci, că nu ne ajuți. Iubi, tu te prefaci obosit doar ca să nu... Măi, șofică, eu chiar sunt obosit, că azi noapte n-am pus geană pe geană din cauza copilului. Ce copil? Pe care l-am... Chiorete, tu ai un copil? Pe care l-am acasă, dar nu e al meu. Chiorete, dacă aude, tanti te omoară. Așa că mai bine recunoaște cinstit copilul. Șofica, încetează. Adică tu n-ai încredere niciun pic, niciun pic în mine, dar se poate așa ceva. E un copilaș care l-a lăsat cariva la noi pe prag ușii. Eu l-am luat de acolo, l-am pus în casă la noi, până o găsim pe masă. Că de, intră în atribuțiile mele, ca om al legii. Dar tu în loc să zici mersi, că sunt un suflet grijuliu și tandru cu copilașii... Iartă-mă, iubire. De-abia aștept să avem copilașul nostru. Ei, acum mă crezi? Mă crezi? Bă, stai seama dacă află tanti că ăsta nu vrea să recunoască copilul. Lași. L-a tăiat, l-a omorât. Hai să-i spunem, hai. Dar de unde or fi cifrele astea? Și sunt prea mari. Sunt bine așa, exact cât îți trebuie ca să... Dar nu se pupă. Eu le pup, că de o... Copilul, mă scuzi, domnite, trebuie să-i dau să mănânce, că... Acolo am găsit și pe ăsta foamea. Stai, că îți dau acum, nenea Mărlanu, să fac. Ia uite, ia, a rămas fără lapte. Mă duc să iau eu. Stai, că n-avem timp. N-avem timp, trebuie să-l oprim din plâns, că trebuie să-i... Albinte-l, dă niște. Ia tu, bebele, ia și dă-i să sugă. Că eu nu pot să... Păi ce credeți, că am lapte? Ai, păi nu vezi cât am... De ce crezi că sunt așa? Ca să dai să sugă, că albinte-l scrapă ca la vacă. Stai, dă-mi coace, copilul, pune-l în jos aici, să stai acolo, gurință, un pic, să... Ce faceți? Să scoateți țintele, pentru ce-i dai să sugă cu plovor? Ce faci, Mărlan? N-ai auzit de dormitor, stăpânești gagica aici, în mijlocul camerei, în plină zi? Dar nu-i gagica mea, încă. Eu sunt asistenta personală a domnului Pupăză. Ce faci? Hai să o facem repede, că s-ar putea să moare. Șofico, e sigură că nu vrei să-mi spui nimic? Nu vrei ce să-ți spun. Știu și eu, întrebam și eu. Că noi două n-avem secrete, nu? Nu, tanti, că dacă aveam, mă iubeam cu Chiorete și nu-ți spuneam. Și nu te-ai iubit, nu? Nu, normal că nu. Și atunci de ce ești, făi, gravidă, a? Ce sunt? Ce ești? Ești o bobocică mincinoasă! Care ascunde din... Bătu și ce iubite! Care ți-am fost ca și o mamă! Că o să duci un copil aici pe lume! Ca să nu mă bucur și eu de el! Ia de mă, te lipește! Dar numai nemernicul de Chiorete e de vină! Îl fac eu să recunoască copilul! Viu sau mort! El, nu copilul! Bre, liniștește-te, că nu sunt gravidă. Cine naiba ți-a zis tâmpenia asta? Petre Uși! Că te-au auzit cum îl obligai pe Chiorete să recunoască copilul! Ruș! Bubucica, înțelege că eu nu vreau decât să te ajut! Asta e! Dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat! O să te iau de tămuire și gata! Dar nu s-a întâmplat nimic, bre! Uite, dacă nu mă crezi, pot să-mi fac testul de sarcină! Nemernicia nu vor decât să ne învrăjbească! Dar las că am eu grijă de ei să plătească! Adică ce vrei să-i spui, făi, că ai inventat discuția aia?
Care dracu l-a lăsat în drumul meu? Nu, tanti, da, nu era vorba despre copilul meu. Chiorete a găsit un copilaș la ei la ușă și l-a luat acasă să aibă grijă de el până îi găsește familia. Dar de ce tocmai Chiorete? Dacă e copilul lui și de minte. Că știi care antecedente de-astea? A mai fost odată acuzat care copil de-un flăt? Ți-aduce aminte de Crăciun? L-a luat el pentru că el e organ și e de datoria noastră să salvăm copilașii rătăciți. Și nici măcar nu seamănă cu Chiorete. Ia uși, dar ce are? E chel și are toți din singură? E, lasă, lasă că mă convinc și singură. Bre, ce faci? Ce fac? Demarez propria anchetă. Da, păi te-am zis să te scutesc, să-ți ușurez munca. Da, și mi-ai ușurat-o să te duci sus, să-i explici lui Teo, că dacă nu o faci, te liniști pe bode tot ce ți-am promis. Hai de sfârș. Stai, mă, femeie, tu ce faci acum? Păi de țâță la asta mica să tac, să nu mai chire, tu n-ai zis tu că să-l au de ziariști? Pa, voi vreți să mă târnați psihic, dacă vine iar Teo. Ieși, ieși, da. Ieși afară, ieși afară, că n-am nevoie de secretară. Bata-și de gură că m-ai nebunit. Din cauza ta am pățit-o. Asta vrea țâță, eu vreau țâță. Și pupă să le-a dat țâțele afară din casă. Salut, Chiorete. Noroc, pupăză. Ia. Ce e asta? O cerere, că vreau să organizez un meeting în piața universității. Da, mă, nu zici că și Van Damme vrea fi să același lucru? În aceea zi, în același loc și la aceeași oră. Van Damme? Da. Păi ce să caute, mă, ăla în piața universității? Că acolo e locul unde se strâng oamenii liberi, oamenii cinstiți, nu e locul puterii corupte. Păi și tu-i permiți? Pupăză, nu eu dau aprobări, mă, și semnături pe cereri de meeting. Primarele! Tu ai idee cine-i primare? Jabra! Exact, pupăză. Și am mari dubii că o să semneze ție să faci meeting cu el odată. Dar tu trebuie să încerci, că fără semnătură e nașpa. O să mă oblig să te altoiesc pe cârcă. Că la mine, când e vorba de lege, n-am mamă, n-am tată, n-am prieten. De bă, pupăză, trebuie să fiu intransigent pentru când o fi eu ministru de interne. Atunci când o ajunge tu, președinte, nu? Că o să ajungi președinte. Normal? Că să bravo! Ajung. Bravo! Mai m-a liniștit că eram tare îngrijorat. Jură-te că ăla nu e copilul tău și aia nu e măsa. Bine, dragă, mă jur, poftim, na. Nu așa! Jură-te și tu pe ce ai mai scump. Uite, poftim, să n-ajung miliardar, dar... Da! Deci banul, banul e iubirea vieții tale. Stai, mă, mai Teo, mă, iubito, normal că tu ești. Dar nu puteam să mă jur pe tine, că doar nu suntem minoritari. Hai, mă, Teo, tu ești padă deșteaptă. Mă vezi pe mine făcând copil? Adică tu nu vrei copil? Ba, da, iubito, dar nu cu toate panaramele, că eu sunt chi... Cum? Sunt chivernisit. Eu n-am chef să dau pensie alimentară la toate fufele. Că doar mă știi. Bă, vreau un copil doar cu soțioara mea. Mi-ai zis soțioara mea. Tu, ciucuțe. Da, și după ce câștig alegerile o să facem nuntă prezidențială. Da, pentru asta trebuie să mă ajuți și tu puțin. Să te duci la Van Damme și să îmi semnezi actele pentru meeting. Nici o șansă. Că ăla citește tot ce semnează. Păi știu, de ce crezi că am nevoie de ajutorul tău? Deci de-aia mi-ai zis că mă iei de nevastă, ca să te atingi scopul, hă? Scroc sentimental ce ești! Mărlane, tu ești un șef de club competent, mă, să fim serioși. Mergi ceva mai mult, nu asta. Ai promite-ne ceva la mine de mă periace. Zi, despre ce-i vorba? Organizez un meeting electoral în piața universității și mă gândeam că poate vii și tu cu suporterii echipei să faceți galerie pe acolo, să mă susțineți. Așa, și? Și? Și eu o să te scutesc de chiria stadionului. Ce-a făcut, mă? Oricum vrea să-mi construiesc apelă la birou. Te-am pupat, mă duc acasă că trebuie să îl schimb pe pupă, să pleacă la emisiune și eu trebuie să am grijă de copil. Păi, are un copil?
Oricum veneam să semnez autorizația pentru meeting. Stop! Convoacă repede o conferință de presă că am noutăți pentru alegători. L-am terminat pe Chitros. Când o afla presa că Pupăz are copil din flori, s-a lins pe boada Cotroceni. Apropo, tu poți să te bucuri că o să-ți rămână pacient pe viață. Pupăz are un copil din flori? Exact! Pupăz are un copil! Dar mincinos ordinar! Nu e copilul lui, ia? Nu e copilul. Adică ăla e în stare să facă un copil și tu nu poți? Ieși afară că trebuie să rămân însărcinat. Stai mă, Bisoi, că nu acum trebuie să-i semnezi lui Teo actele pentru meeting să le ducă la poliție. Da actele alea, că și eu am drept de semnătură. Hai, te rog. Ajută-mă. Hei, hai, ajută-mă. Ce să fac eu aici? Dacă mai ai nevoie de ceva, completezi tu, da? Hai, da, ieși, mersi, ieși, ieși. Ce? Dar n-am putut să-l păcălesc pe Van Damme cu cererea. A văzut foaia. Nemernicu. E, dacă nu mă lasă să fac meeting legal, o să fac unul spontan, împotriva lui. Curajosul meu. Așa te vreau. În arest. Nici cu mine, nici cu țățoasa aia nemernică. Vrei să vințezi? Adică nu, că n-ai cu ce să despați cu gingile. Ce mai face ministrul meu favorit? Oh, și ăsta vrea ceva. La subie, Pupăză, că time is money, cum zice neamțul. Da. Uite, organizez un meeting neorganizat în piața universității și vreau să aduci tu galeria ca să facă scandal. Știi cum e? Așa, și? Da, și o să iasă și niște bănișori pe tema asta. Să-i văd. Păi, dar nu acum, mă, când o să fii tu ministru mâncării și eu președinte. Pupăză, ca să ajung eu ministru mâncării, când o să fii tu președinte, trebuie să supraviețuiesc până atunci. Ca să supraviețuiesc, când trebuie bani. Așa că marcă dacă vrei galerie. Sunt toți. Poftim. Mai dă și pentru copil, că trebuie să iau lapte. Păi, dar nu ți-a jumătate din aia? Ăștia ai mei! Păi de alții nu mai am! E, nu-i nimic, atunci o să o chem pe țățoasă înapoi să-l alăpteze. Nu, nu, stai că stau. E bine așa. Ce vrei, mă, copilul e în creștere, mănca mult. Ce te ai? Puta! Ce? Mănca mult? Bre, vedeți că Pupăză-și cu Van Damme vrea să facă miting electoral în aceeași zi, în același loc, la aceeași dată și la aceeași oră. Deci trebuie să ne pregătim sufletește. Păi și crezi tu că o să-i dea Van Damme autorizație lui Pupăză? Păi de-aia și trebuie să ne pregătim, bre, că nu o să-i dee. Deci asta însemnează că o să ne cam bătem în piață cu populistul, în direct, și sunt convins că și reloare. Ai dreptate, mă? Ha? Da. Nu-ți place de Van Damme, a? Care ești acasă, mă? Ha? Săruna tati, dar cu ce ocazie pe la noi pe aici? E te-ai venit să vorbesc despre copil? Nu e al meu să nebunesc! Și-ți pare rău, mălărele? Dacă vrei, își fac eu una acum, imediat. Stai până locului, că n-am timp acum. Nu vezi că țin de dacă acum trebuie să am grijă de copil? Sunt și secretară în locul ăia, dar a dat o pupă de afară? Mai trebuie să faci pancarte pentru meeting-uri electorale al lui Pupăză și al lui Van Damme. Că mă duc la toate ca să mă asigur că, indiferent cine este președinte, tot sunt ministru. Ce auzi? Mălănelul ministru! Ce excitant sună asta! Stai locul, împătărește, că n-am timp să dă prosteală. Trebuie să mai fac încă o pancartă. Dacă vrei, las cu o confecțiune eu. Dar să câștigăm timp. Și până atunci... Potolește plodul ăla să nu mai urăcă, că mă zăpăcește de cap și mi-o moară libidou. Ce-o moară libidou? Moară libidou? Nu te vrei, dar ce, că te stresează ăsta, micu.
Nu te-și bata în curte. Plângi, mă. Plângi că nu-ți dau de mâncare, da? Plângi. Plângi că de... Dar și eu nevoie de un ajutor. Ua! 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 Așa, mai plângi și tu că mi-am dat dracu' gâtul. Gata, Morlane! Ha! Stop! Iede! De asta plânge, că uite, nu-i atent pe unde merge. Ce? Păi și-aia la altă? Păi e pe partea la altă, te vezi? E placheta multifuncțională, bilingă. Bilingvă, să zice. Nu, Mărlane, bilingă. Că ești lingău la amândoi candidații. O să te bagi în grupurile de mitingiști și o întorci când pe-o parte, când pe alta. Când pe-o parte, când pe alta. Vrei, știi că ești bună? Nu numai bună, sunt chiar bunăciune. E, acum că te-am rezolvat, e doar să mă rezolv și după mine. Stai, n-ai zis că-ți omoară libidul nou. Ba da, dar m-am obișnuit cu orăcăile lui. Păi ce-am... Stai că mi-am adus aminte că trebuie să mă duc să iau lui Pupăză autorizația de mitin, că eu sunt secretara lui. Stai, ce-a-te-te. Păi, ia, puriți-mi, frumos. Ba copilul, ba secretara! Ce l-ar să fie? Trebuie mușa să scap de copilul ăsta și să-i găsesc un pupă să secretara, altfel să duce dracu viața mea. Taci, taci odată, da, te urec, da, taci. Tăcuși, a? Vezi că ne înțelegem? Da, chiar încep, taci. Ascultă, mă, tu știi cine-i tactul? Sau măcar să mi-l arăți? Să urli când intră în coa. Staruna, tanti. Ce? Iau și eu un pic pe ăsta mică lui Pupăză, că vreau să-l fac vedetă. De ce al lui Pupăză? Dacă nu-mi dai bani, spun că e copilul tău și adio carieră politică. O să te dea afară, Vandame. E copilul tău, pastilatule? Nu, tanti, jur. Cum? Deci nu e al lui Pupăză, a? Care Pupăză? Ăla de la TV? Ha? Vrei să-l șantajezi și pe ăla? N-ar fi rău, e vedet, așa că are bani mai mulți ca tine. Deci voia să duci copilul la ușă, a? Nu, eu, tanti, asta, ca dovadă că nici nu știe unde stau. Am fost cu ea doar o dată, acum un an jumate, și acum zice că e copilul meu, eu șantajistă. Așa e, fă-i șantajistă? Ce vrei, mamaie, sunt vremuri grele. Să găsesc greu sponsor, trebuie să trăim și noi cumva. Cum e să-și fim? Mamaie, mă-te-a firar capul! Am dovezi care arată profilul moral oribil al contracandidatului meu, aflat aici de față. N-are rost să te disculpi, Pupăză, că te faci de râs. Mai bine lasă-mă pe mine să te fac eu. Domnilor, Pupăză G. Grigoraș are un copil din flori. Ce? Nu, nu e adevărat! E o minciună! Vrea să mă discrediteze! Minciuna asta scâncește, Pupăză! Iată aici dovada vie a celor spuse de mine! Acest copil l-am luat chiar adineauri de la Pupăză din locuință! E adevărat, Pupăză? Da! Adică nu! Adică e adevărat că era la mine, dar nu e al meu! Dar atunci al cui e, Pupăză? E la vreunul din locatarii cu care trăiești în vilă? Vine un lume, să știm și noi! L-ai răpit atunci? Ești răpitor de copii? Elucidează-ne, justițiare, elucidează-ne, să știm și noi al cui e copilul! Ia-l un șantajist ăsta! Ia-ți în făitacile și disparcă-te târnic! Vedeți, tu e copilul meu! Eu l-am îngrijit într-adevăr, dar l-am îngrijit pentru că l-a părăsit măsa! Ba nu l-a părăsit nicio măsa! Vi l-a lăsat intenționat la ușă, ca să poată să vă șantajeze financiar! Financiar? Vai, tanti! Nici știu cum să-ți mulțumesc! Lasă că știu eu cum să mulțumesc! Îl disponibilizezi pe Mărlănelu imediat din funcția de secretară, ca să poate să se ocupe de mine. Și-ți găsesc eu pe altcineva care să facă ce făcea el. De acord? De acord, tanti, de acord, cum să nu... Perfect, ne-am înțeles. Deci profilul moral, eu sunt. Pupăză, am văzut la televizor. Iartă-mă. Auzi? Dar știu cum să mă revanșez. Cu manifestanții și cu cine să ne batem? De unde credeți că avem noi rănile astea pe față? Au, le-am ținut piept cum am putut noi ca să nu devasteze centrul capitalei. Da, la un dat n-am mai putut, ne-au copleșit numeric. Erau câtă frunză, câtă iarbă, ca în luptele lui Ștefan cel Mare, șeful. Și erau numai suporteri de aia răi din galerii. Și unde v-ați dupta, mă, vitejilor, mă, eroilor?
că mitingul s-a transmis la TV-ul și a fost foarte pașnic. Iată, acum a transmite ăștia, uite, să dau sonorul mai tare. Retrospectivă aia. Aceasta e imaginea zilei. Un demonstrant care manifestă în favoarea ambilor candidați la președinție. El este românul reprezentativ. Indecisul care stă cu fundul în două luntri până vede cine câștigă alegerile. Unde sunt violențele, băi, Mateescule? Pe străduțele din jur, șeful, nu în centru. Doar nu credeți că stăteau huliganii să fie filmați și să vină poliția să-i umfle de acasă. Să trăiești, domn Chestor. Bună. Permiteți-mi să raportez. Ieși. Am fost la meeting și am capturat niște imagini pe care în mod sigur doriți să le vedeți. Ia, mă. N-ați găsit și voi, mă, unul mai picant? Ha? Dacă vă spunem că imaginile astea au fost filmate înainte de violențe, ne credeți? Da. Și marmota, velea, ciocolata, staniol. Am înțeles. Sofica, hai să închizi ușa la arest în urma noastră. Haiți. Haiți. Baba furisită, trebuia să vină ea să-mi strice momentul de glorie. Pupoza era terminat. Dar lasă că-l distrug eu acum cu amenzi, că a făcut meeting neautorizat peste meeting-ul meu. Da, bine că ai venit, Fioret. Ai venit pentru meeting, nu? Stai jos, prietene. E zeamă, bandame. Ce alegi? O amendă tacită, da, mai consistentă, sau o amendă oficială urmată de mers la secție cu tamtam, cu presa, cu... Amendă la secție, cu presa, cu tamtam, cu balamuc, să afle toată lumea, ce naiba! Trinitite! Foarte bună alegere! Bravo! Hai cu mine la secție! Băi, la pupuză mă refeream, că el a făcut meeting neautorizat, nu? N-aș prea crede! Tu ai făcut meeting neautorizat. Iese, mă, cererea lui Pupăză pentru meeting are ștampila și semnătura lui Emma Pătrânsa, pe când cererea ta de meeting n-are, mă, nimica, nimicuța. Nada, zero, nâț. Ce-ai făcut, mă, femeie? I-ai semnat pe ascuns lui Pupăză cererea de meeting doar ca să te răzbun pe mine că nu ți-am făcut copil? Am iubire pe ascuns, nu am semnat-o aici în fața ta? Dar... Înseamnă că... Teo... Nemernica. Știți ceva? O omor, mă. Da, dar nu acum. Acum mergi, mătăluță frumușel, cu mine la secție pentru tantam, pentru amprentare, pentru proces verbal cu amendă. Mă, Chiorete, noi suntem prieteni. Prietenii se înțeleg între ei. Păi da, nu te-am pus să alegi. Ai zis că tu vrei să mergi la secție cu tantam. Deci, poftim. Cum vrei să-i scot bateriile? Cum să-i scoți bateriile, mă? Bă, ce e, păpușă? Păi, da, bineînțeles, dragi telespectatori, toate scenele în care păpușa a fost aruncată în sus sau scăpată pe jos au fost dublate de copil. Adică, invers. Păpușa a făcut toate cascadoriile făcute de copil. De ce păpușă? Sofica, tu n-ai încredere mine deloc, deloc? Păi, eu știu unde e. L-au luat în armată, să sărută cu Jean. Auzeam și cu ecou, jur, am auzit replică de două ori. Ați dat voi replică de două ori? Nu. Nu, bre, ce să-ți spun? Așa, nu știam și eu. Mă, și eu! Da-i vreo să prești de șase! Să mă vrăși cu trece, mădre! Iată, bre! E cald de proaspăt, proaspăte! Mă, nu zici că și Van Damme vrea același lucru? Și la aceeași zi, și la aceeași oră, și la... Și la aceeași la fel? Hai, mă! Idem! Nu zici, idem. Mă, că și Van Damme, idem! Idem!